Vezi tu? Gugul e al cincilea, pe bune? Nu, e al șaptelea. Pentru iubitul meu cel mai iubit. Sunt o bluziță sexy și niște pantalonași. O frumusețe. Deci mi-ai luat, măi, femeie, că n-aveam nevoie. Am destule. Taște în gură și poate că-ți plac. Promite și promesc. Păi, Lilișor, dar sunt superbe! Bine, nici n-aveau cum să fie altfel, având în vedere că tu le-ai cumpărat. Da. Ia vezi, Gogule! Bă, femeie, tu nu ești în toate mințile, de unde l-ai luat? De la raionul de mâncați? Păi ce eu port? Slim? Ce te taște în gură și probează unul. Poate că ești fericit ca să fii fericit după aia. Zâmbește. Picuță cap! Zâmbește. Hai, du-te și probează! Pă bune? Da, mă, da, hai, du-te, du-te! Dar nu mănâncea urtul! Nu mănânc, du-te și probează! Îi plac lui Mălilișor, dar până se obișnuiește cu moda asta nouă. Ce știe țăreanul ce-i ciocolata? Mănâncă hârtia și aruncă bucata! Ia, mă bune, hai să te vedem, frățiorul, cum îți vine! Pa, iubit! Ce bine-ți stă! Suzanne, mi-ai furat banana, eu te spun lui mama, nu mă mai joc, nu! Băi, nana, administratorul ăsta e o mare nesimțivă! Cum să cer, mă, 500 de lei de locatar pentru deratizare? Dar ce le face dragă la chiscan de bani ăștia? Le cumpără droguri? Hă? Să tragă pe nas și să se ducă la două dimineața pe doroban să facă liniuțe cu decapotabilele ca gușterii de bani gata? Ies de-i, mă, oprește de cât ai învânat totă. Păi cum adică chiscan care trage pe nas? Și cum vine aia gușteri de gare de bani gata? Păi gușteri ăștia, nu erau și ei nici de jobările ceva? Cum să-ți explic eu în română, Hasane? Mă rog, tu reține esențialul. Costă prea mult și napalul ăsta de administrator cere prea mulți bani. Aaa, gelă și napal. E ăla care face deratizare scumpă. Aaa, băi nu știu eu cum e cu scumpă, n-am eu iubire scumpă. Dar să știi că mie mi-e frigă de jobolani, că sunt dită mai jobolani așa și mie mi-e friguță de ei. Păi, bătură, aveți ceva bol și sunt și nevaccinați. În cazul ăsta luăm măsuri de forță majoră. Am eu soluție, stai liniștit. Bravo, vaccinăm și obălănii. Hasane, ce ai, ești pe dos azi? Bă, pardon, vezi că am guzătura pe interior, ia că ți-o arăt, na. Băi, șofica, mă, băi, eu înțeleg că te-a lovit nambla asta cu cântatul și că vrei avea succes, fiți ca Lidia Bubele aia. Ok, dar tu vezi că ești și soțioar și decât tot în baștrii lui Nilu Paci până ca să... Vreți că gura mea nu mai văzut o ciorbă caldă de nu știu când? Păi ce vrei să-mi dau drag cu stomac cu curăcituri? Ce foame? Oh! Păi caută și tu ceva prin frigider. Păi nu-i nimica. Dacă nu e, du-te și pe piața. Eu? Mie mai tare. Da! Ușor că rămâne singur în bloc. Sofico, trebuie să pleci pe teren că am primit o sesizare. Băi, să vezi ce față am făcut prostă bară de mafie. Am auzit, frate. Scuzați-mi, am fost să spun bicicleta și nu de mata vorbeam. De mata. În planea face că am avut un coleg la școală general, bre, care îl chema Fisca pe matare, Matiescu. Și pe lângă ăsta mai aveam și pe Preancu și pe Titirenci. Mamă! M-a făcut părul pe mine așa! Căzut părul de pe pereți! Șeful, zici că e sirenă de aia de alarmare în caz de dezastre! Nu mai vine o propui mata pe Sofica să o ia ăștia, să o agațe de paratrăzne, să stea acolo și să țipe așa? Îți dai seama? Dacă ai țipat,
Ăștia inamicii nici măcar n-ar survola teritoriul României. Dar vără să ne atace vreodată. Ia fiți atenți aici. Ia. Hai, Pagodis. Stai, mă, stai, nu mă lăsa cu nebuna, bă. Ție ți se pare că asta întreagă la minte? Cum, Doamne, iartă-mă, o să-mi cumpere mie lucruri S și M când eu port L3XL? Asta e chioară de-a binele. Nu vede că nu-mi cap în ele? Gogule, de văzut vede foarte bine fata, dar nu procesează corect informația pentru că are hardul mic și nu duce. Deci e foarte proastă. Bă, dar nici chiar așa, mă, nu vine să cred, pe bune. Nu mai pune la suflet și treci și tu cu vedere. Uite, iubire, ce drăguță e și asta. Am luat-o la promoții. Foarte bine, poartă-o sănătoasă. Într-adevăr, intră. Mi-a luat-o mie? Da, e drăguță, dar în primul rând e de femeie. Și în al doilea rând, ți se pare că eu cap în piticanie aia? Nu înțeleg unde îți dai tu seama că e de femeie. Păi, în primul rând că e roz. În al doilea rând că are mânecile lungi, duble, înțelegi? În al treilea rând are pe spate pense. În al patrulea rând nasturii nu sunt pe dreapta, sunt pe stânga, deci e închidere de femeie. Și în al cincelea rând nu schimba subiectul. Ți se pare că eu pot să intru în ea două măsa? E mică! Îmi sugerez subtil să slăbesc? Nu-ți sugerez nimic. Și dacă tu spui că e de femeie, atunci nu te mai chinui tu să intri în ea. O să o iau eu. Ce cadou frumos, mulțumesc! Foarte bună, așa-mi... M-ai băgat la tine porciul trecior, bă. Papir la cum ce ești. Este foarte bun, la mine place foarte mult. Azi am gătit foarte, foarte bun. Da, vezi că și tu te întinzi mai mult decât ți-e plapuma. Să nu se rupă vreo mână sau vreo coastă. O, fă-i murătură stricată, nu mai fi așa, că... Zice numai că ți-ai tras bucătar personel. Dar, mă, tale, de ce ești prea ironică? De ce? Că și eu gătesc bine. Haide, făi, pe bune mie, făi, lasă-l, fă, pahașel, să gătească, că ăsta chiar se pricepe. Și apoi te și scapă de pușcărie. Ce pușcărie, vrei? Ce tu spui acolo, că nu înțeleg? Păi dacă lași pahașel să gătească, ție scad șansele, făi, să o trăvești pe careva. Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut? Îndrăsnesc să-ți vorbesc, te iubesc. Mamă, madame! Lasă-l-ai pe Vasilica, că-l nebunesc! Nu mai mi-l lasă, mi-l mai muțărești tu! Mi-l va jocări în fel și tine! Dar eu cântam! Până cu Vasilica? Nu l-a ascultat, Sofico. Tu ai o voce foarte frumoasă și ceva îmi spune că ai și ureche muzicală fină. Da, fină, da. Dacă am clăpăugă. Ai zis ceva, Cărete? Și mă, că eu mă uitam la artă. Ai o voce deosebită, iar eu chiar cred că tu poți să faci carieră în domeniul ăsta. Serios? Sincer. Tu știi că asta chiar ar fi un vis devenit realitate. Hai să mergem să-ți mai cânt câteva piese. Da. Am una mișto, am învățat-o azi. Ce, Cărete? Ce ești așa pământiu la față? Nu prea ești fericit de cât s-a întors antiaeriana. Asta, soțioara ta mult iubită cu voce de privighetoare mutată. Sunt, mă! Sunt și nu prea sunt. Să vede. Că mai nou să visează divă, mă, solistă cântând în cluburi, cocoțată pe cuburi și îmbrăcată în deopiece și în lameuri. Bă, dar până casă nu mai face nimic, aneam. Mă, să arunce și ea o găină într-o cratiță, într-o oală, să-mi facă un pilaf, să-mi facă un ardei la... băga cu carne, el a ajuns să mă rând numai uscături. Păi asta nu-i bine, că poți te constipi. Da. Păi da, și mai rău, poți faci hemoroizi. Și mai mă întreb, de ce ăsta așa pământ de flori, ăsta pământiu? Dacă... mă, dacă hemoroizi. Bambi, Bambi, te rog eu frumos, scapă-mă repede de lucrurile astea. Păi... și unde să le duc? Nu știu, oriunde, numai să nu le vadă Lili. Hei, 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 hei!
N-ai văzut întâmplător hainele pe care le-am cumpărat lui ăsta micu? Că nu știu cum se face că cam dispar. De care ăsta micu? Gogoșelul meu. Nu, habar n-am. De azi îi lua și babețică să nu-i curgă balele pe piept și scutecele și tot ce trebuie? Nu, dragă, i-am luat haine de fiță. Auzi? Dar nu cumva le-ai luat tu ca să le vinzi? Că erau haine de firmă și tu cum ești o sărântoacă și o prâlită, ai vrut să faci tu un bănuț? Auzi, eu zic să-ți măsori cuvintele alea cu un metru de croitorie, da? Sau cu cureaua lui Coguțu de 7 metri, că atât are în talie mititelul. Am mai slăbit gogoșelul. Iubita mea, dar ce-i cu tine de aici deja supărată? Cum să nu fiu, iubire? Mă simt umilită că bărbatul meu gătește mai bine decât mine. Și la noi în țară, femeia e care gătește. Femeia gătește, bărbatul mănâncă, așa e tradiția. Dar nu trebuie să te simți broazdă. Eu gătesc la tine cu plăcere. N-ai zis duză, dă-mi la naibă tradiții. N-ai zis duză, fim un gublu modern. Da, dar nu mai suport să mă ia baba la mișto de față cu frații tăi. Care frații mei, mă, zărăgiile alea? Păi năzuzul are el față de frate meleu? Uite ce pălăriuță frumoasă ți-am luat! Am văzut una la fel într-un clip al lui Conector. Hai, probează! Hai! E verde cum îți place ție! Râzi? Este că seamănă cu un idiot? Am stat perfect, dragă! Mai ales că eu sunt fratele geamăn al lui Conector. Semănam ca două picături de apă. Cucule, nu mai te așa țâcnos. Zâmbește la fată, zâmbește. Mulțumește-i. Mulțumește-i. Mersi, dragă. Băi, Lili, șmecheră rău pălăria. Este super lui Gogu. Păbune, păi dacă e pe așa, să fac cadou. Cu condiția să ieși cu ea pe stradă. Eu nu por pălării, Gogule, că am capul mic și cade pe ochi. Tu ai capul mare. Ce ai vrut, ce cauți aici? Adică ai dus-o pe Cristinuca la creșă? Da, bineînțeles. Mănânci că n-aveți nimic împotriva să mai fac și o vizită din când în când. Nu doar când o duc și o aduc pe Cicinuca. Și așa, să vin să vă văd de purtăzie. E de fapt, da. Ia-ți. Mulțumesc. De la mine e ideea de bătătură acasă. Să gustoasă mâncarea pe care o gătește Hasan. Dar de unde știi, bre, că o fac el? Poate o fac eu. Și el doar toacă, că așa l-am pus eu. Pentru că miroase a mâncare, făi. Când gătești tu, miroase a mort. Dă-te la pământ. Vezi, bre? Vezi? Poate nu m-am mai prins prin bătătura mea tale, dar că mai faci de-astea. Și poate nu mai las nici pe Cristi mânca. O iau acasă de tot. Și ai făi, te-ai stricat de tot la căf? Pentru ce te oftice așa? Pentru că e talentat omul, ce ești așa de pricinoasă? Știi ce? Dacă vrei, puteți să veniți la mine la Beltrugatele să stați o lună de zile sau chiar două, încheiate și promit, nu vă cer niciun ban pentru treaba asta. Numai să gătească ăsta micul, că văd că e talentat, fă, dacă știam că e așa de perceput. Nici că-i dădea drumul de împătătură, mâncă la el, mamă de bucătăraș. Direct șoful făceam, maestor șof. Ia auzi, bre, mă, să ne adu o vază, spune-mi, narcisele astea, că put rău. Ei n-au flori, bre. Ce-s asta? Ce faci, pupăză? Ai nimerit greșit ușa la baie? Ce faci în pivniță? Mă, duceam să... Adică! Auzi, dar de când mă chestionezi tu, dragă, și trebuie să dai o ție explicații despre ce fac eu în casa mea și în pivnița mea, a? Asta-i culmea tupeului. Păi domnișoara are tupeu cu carul și e tare în gură cu toată lumea. Cu lumea de proastă calitate, ai uitat să specifici, proastă! Ce s-a mai întâmplat, frate, acum? De ce vă certați? De ce vă certați? Dacă ăștia se iau tot timpul aiurea de mine? Ia auzi, noi ne luăm de tine aiurea? Sau tu te bași ca musca în laptele calului, a? De când îți permis tu să mă chestionezi pe mine ce fac eu la mine în vila mea și în pivnița mea? Nu, freacă grijă, întâmplător, că am văzut-o ieșind din pivniță. Sigur ascunde ceva acolo. Da, ba nu e nimic ascuns, dacă tot ai întrebat. Da? Atunci cu ce drept îl chestionezi pe pupăză în casa lui despre pivnița lui? Tu vezi ce trebuie să îndur? Și tu niciodată nu mi-ai apărarea, dar niciodată. Și pe tine, dacă te mănâncă în fundul la mic să umbli în pivniță, ce-ai căutat, frate, acolo? Eu ce să fac acum?
Pa, pa! Iute, ce madame? Eu văz că de la o perioadă, pe mătăruță, numai cariera te preocupă. Ție strebiește viața de noapte, numai femeie de casă. Mă, dacă e așa, la ce ne-am mai luat ră noi amândoi, mă, la popă cu cununie? La ce? Că eu când te-am luat, erai boboc de fată. Cu minte, mă, unde o puneai, acolo ședea. Patru zile o puneai, patru zile ședea. Mă, nu se mișca. Și în timpul ăsta gătea, călca, spăla, dădea cu mopul, schimba geamurile, repara lustrele, făcea orice. Dar cu... Hai, iubire, mai zi, mai zi. Stai zic că tu morți. Ce să mai zic? Zi, zi tu ce părere ai? E așa cum spui eu sau nu e? Ce, nu te visezi numai în cluburi dintre astea de fițe? Calare pe cuburi și dându-mi buricul ăla gol? Și pe jur împrejurul tău numai lățoși de aia cu coada mare, care are mușcheți mari și creierul mic ca Luca și care îți face cu ochiul și... Lască știu! Nu e așa, soțul meu frumos și iubitor, dar mie nu-mi trebuie, mă, cluburi și nu-mi trebuie fițe și nu-mi trebuie ce spui tu. Eu sunt fată cinstită de la țară, născută la țară, cu minte. Eu vreau să cânt la noi acolo, la sat. Vreau să cânt la nunți, vreau să cânt la botezuri, la moțuri, la cumetrii. Mie îmi place când văd că pot să fac oamenii fericiți. Și vreau să cânt cântări din alea de ale noastre, știi? Uite aia, de exemplu. Leliță cărciumăreasă, leliță cărciumăreasă, n-ai o fată mai frumoasă să ne scârdească la mă. N-ai o fată mai frumoasă. Prostuțul meu. Cum să te super pe asta, mă, nenică? Ușor că te atacă, mă, mai stai în picioare. Până nu-ți faci un pilaf și o ciorbă, te pui jos. Da, doamnă. Auzi, Gogule, spune-mă și mie, ce mai gătești tu așa bun? Dă-mi și mie o idee, mâncăruri mai exotice, să dea lumea pe spate. Îmi trimiți și mie o rețetă de aia pe mail? Băi, nu mai fac mâncăruri exotice, pentru că în ultima vreme sunt așa mai de sezon, cu bălării, chestii mai light. Uite, o ciorbă de lobodă acrită cu zeamă de lămâie. Se face rapid, este super sănătoasă, te ajută și la tranzitul intestinal și te ajută în felul ăsta și la slăbit. Ce zici? Păi, știu, bă, genial, mă, Gogule, mă, dă-mi și mie rețeta, te rog, te rog, te rog, că vreau să mă bag și eu la detoxifier de-astea cu verdețuri. Hai, mersi, te pup! Pa! Bine. Deci, 10 legături de lobodă. Iubitu, poți să iei o pauză, că de acum înainte voi găti eu o perioadă. Dar nu chestii fancy, nu, nu. Chestii simple, să facem și noi un detox cu buruieni de-astea, cu ștevie, cu lobodă, cu pătrujel, cu păpădie. Buruieni de-astea cu fruze. Ce plină de gaderingă ești cu mine azi! Lasă-ți dai liniștită că mă ocup eu, că fruzele se ovilește de acum și dacă se ovilește face bombă biologică în burtă și face bum! Nu e bine cu de-astea. Vă-ți bidal pentru noi. Ce spui, mă, acolo? E bă română. Îți griu eu mai târziu dacă vrei. Așa, mă, tată, mă. Ia să mai învârtim o mâncărică asta. Păi ce, mă, Renică, păi nu mă descurc eu. Eu nu sunt gospodin. Să-i arăt eu lui madame artista că poți agăti și singur. Și chiar să spăl și rufe în lipsa trânsii. Ce mare problemă, dai drumul la butonul ăla de la mașină și restul face singură toată treaba. Nu-i fi atât de prost, nu știu să dai drumul de la un buton. Ce vorbești, mă, Renică? Mamă, arde mâncare! Fum, fum, fum! Așa nu... Că murdări ce-ar se băga mea și picioare! Acum apare solista lui Papu și îmi face păroar! Iar mănânc sandwich-uri. Păi dacă e bio, bio să fie. Așa, și niște morcovei. Așa, mă, trăgună, mă, trăgună, că am auzit eu că asta e plină de vitamina C. Și niște sare, sare și mărar, sare și mărar.
Bine că am luat mărar de ăsta lat. Așa, deci o legătură de mărar și sare. Ups, cred că am pus cam multă sare. Așa, exact, ăsta e. Bun, astea sunt toate, mersi. Hei, ce s-a întâmplat, de ce plângi? Am o zi proastă, ca toate celelalte. Oh, uite, îți promit că fac eu ceva să se rezolve problema cu Lily. Habar n-am ce, dar o să găsesc eu ceva, ok? Da, sigur, așa zici mereu. Hai, zâmbește. Hai, zâmbește. Hai că găsesc eu, da? Du-te la treabă, nu mai plânge. Gogule, ascultă-mă bine, frate. N-am nicio idee. Dezvoltă. Voiam să zic că n-am nicio idee cum să fac asta, dar știu ce vreau. Să le împăcăm pe tute, să le punem cumva la masa tratativelor. Dar de ce? Că singurile momente în care mă mai distrez și eu sunt alea când se certă tutele în bucătărie. De ce vrei să-mi ieși singura bucurie din viață care mi-a mai rămas? Mă, Gogule, am o idee. Le punem la masă și punem și ceva pe ea. O cină pentru ele, mă. Cina păcii. Cum fumau aia pipa păcii, ți-aduci aminte? Hai tu-ți, a? Asta e o nenică, bă. Cine nu gândește, nu face fum în casă. Altfel vine și o fica, toate e spălate, mâncarea e caldă. Da, mă descurc și singur. Ce-a făcut? S-a luat curentul. Măiculiță, asta e de la mașina de spălat. A feșterit-o. Hai, scumpă, mă sparge găbjunica. Mamă, e durere mare. Ce mă fac? Unde am pus alea? Trebuie să... Este ăștia rămânele. Alo? Alo, sunteți cu reparațiile trocaznice, rete aspiratoare și mașini de spălat? Gata, iubi, imediat e gata. Acum ia și gustă, ia. Iubi, ia și gustă. Știu că nu miroase așa bine ca mâncarea ta, dar asta e mâncare sănătoasă. Doar de asta ar trebui să mâncăm, ca să ne menținem în formă. Haide, ia și gustă. Oh, e glad. O să murim de vii. Măie, iubirea mea, dacă vrei eu o să mănânc când mi-e foame. În momentul ăsta nu mi-e foame, nu mănânc. Dar când mi-e foame, o să mănânc. Să știi că aveam o problemă de cuplu. Cum să-mi recapăt eu stima de mine, de sine, dacă tu nu mănânci ce gătesc eu? Cum să mă mărit eu cu tine dacă tu n-ai încredere în calitățile mele de gospodine și nu mă ajut să evoluez? Cum să trăiesc dacă tu nu-mi creezi mediul propice să mă simt bine în calitate de soție? Iubire, ia mărar, te rog. Cum să-ți o creezi, bobige? Mă, tu vrei să te joci cu mine? Spune că te duc acum să dai cu bilă. Măi, deci lăsă vrânjela. Treci și gustă. Mamă, ce bine miroase. Doamne, apără și păzește, nu mă lăsa, Doamne. Salvează mă și... Doctore, maestre, dă-mi o veste minunată. Spune cum să vezi, nu mă lăsa. Că eu n-am bani să cumpăr altă mașină nouă. Și Nina ancora să-i spun nevastii mea că eu mă mor mașina de spălat. Apără-mă și păzește, nu mă lăsa, zi-mi. Operația a reușit. Ce-a... are... Doctore, ești mare. Bei o țuică, bei ceva. Pacientul, în schimb, e mort. Cum? I-a iars motorul. Ce-a făcut? Și un motor nou costă mai mult decât o mașină la promoție. Plus manopera.
mai bine îți cumperi o mașină nouă. Mașină nouă? Și cât costă o mașină nouă? Cam 1500, 2000 de lei. Bă, te scala cu vorbele cu mine, că nebunesc! Dumnezeu! Dați-a Dumnezeu sănătate, fă cioiștii de paștile, fă-i clizmă cu anticalcar, dă-i perfuzii cu balsam, nu mă lăsa, nu mă nenorocii, că n-am de unde să scoți bani pentru alta nouă. Tati, crezi că mie nu mi-ar conveni să-ți o repar și să-ți iau și banii pe ea? N-am ce-i face. Mai... O pup de adio și o duci la fiare vechi. O pup? Da. Dracu-mă și pup. Pă, porcule, cum să pun mașina, că eu am nevastă. Să te lași fără miros, stâmpitule, dă-i drum! Da, bă, voi, acum târtița! Uitați-mă, fetelor, ce bine ne înțelegem noi doi! Eu cu Gogu! De ce nu încercați și voi să fiți prietene? Da, poate ele nu vor! Poate lor le place să se certe și dacă lor le place, noi nu avem ce face! Au, dar ce dă, bă? Fai, prietene, te-am lovit! Da! Scuze, mă pare rău, nu o să se mai întâmple! Sigur! Și a fost așa greu să-mi cer iertare. Mai lăsați de la voi. Dacă greșiți, cereți-vă iertare și tot o să fie bine. Nu? Ce? Da, într-adevăr, și eu îmi doresc exact același lucru. Să nu vă mai certați și să fie liniște în casă. Întreabă pe Lili ce-și dorește. Tu, Lili, ce-ți dorești? Să te văd îmbrăcat cu hăinuțele pe care ți le-am cumpărat. Hai, te rog. Da. Din păcate nu le mai găsesc, ca să înțelegi și tu pe limba ta, da? Nu știu, bun pariu că mi-au fost furate. Asta depășește orice limită. Ce caută hainele lui Gogoșică pe tine? Astea sunt ale lui Gogo. De ce le porți? Răspunde acum. Cred că era o pivniță. Eu n-am știut că sunt ale cuiva. Am crezut că sunt ale nimănui, așa. Și mă rog, cine a băgat hainele în pivniță? De asta cumpăr eu haine lui Gogo, ca să stea în pivniță? Pami le-a băgat, am văzut-o eu. Și tu de ce le-ai luat? Când iei haine care nu ți aparțin, nu cumva se numește furt? Eu, dar ce furt, dragă? Eu făceam un experiment. Adică m-am gândit că sunt haine de dat la cerșetori, mă. Și vreau să simt și eu ce simte un amărât care poartă haine de căpătat. Că am eu un proiect. Așa, domnișoară, deci până la urmă am intuit corect. Tu ai furat hainele. Ce vrei să faci cu ele? Să le vinzi? Hai, recunoaște în față mică ce ești. Vanda mi-a făcut ceva cu ăștia, mă pun la zid. Păi, de ce ai luat hainele? Vezi că nici tu nu te astâmperi. Eu ce să fac acum? Ah, nu mă astâmper, nu? Ia, acum poți să o forți, ca să sprijină pe ochiul ăsta umflat, pe care ți l-a făcut pe amică la rochii. Pleacă de aici! Gătiși? Bravo! Hai! Abia aștept să mănâncă mie poftă, e rândul tău, servește-mă, fata, călăriți! Vezi, dragă, că și tanti mănâncă din mâncarea mea, numai tu nu vrei. Hai, tanti, să-ți pun o porție de legume bio, amestecată cu niște ierburi bune, bune pentru circulație, tanti! Asta este Detox, marca Emma! Păi! Ia uite! Băi, băieță, ce bălăriile astea! Fiți-ar fiertura, putura să-ți fie, pleacă de aceea! A, deci de-aia m-ai chemat aceea! M-ai ademenit ca să mă otrăvește, a? Să mă moștenești și-i dai gospodăria mea lui Fida, fie a murit și tot să-l fie! Dacă n-am gătit ăsta, nu mănânc! Și ce să-ți fie rușine că m-ai mințit! Stai, bre, ce... Uran! Da! Nina nu vrea să mănânce din mâncarea mea, că nu e bună de nimic! Iubirea mea! Nu suport să te văd așa cum plângi. Toată lumea vrea să mănânce mâncarea ta. Uite, dă-mi e vărfuria că mănânc eu. Hai, dai. Mănânci? Da. Mănânci, uite-o. Ia.
Nu vrei să-mi dai și buzină băine gază? Nu mănânc bezdomagul gol. Da, iubitul, cum să nu? Ha? Ia și pui mică. Ia, uite, mă, avei băine aici. Da, haide. Poți să-mi dai puțină zare la băinea asta, de rog? Păi, da, nu mai avem zare, că am pus-o pe toată mâncare. Ia uite, nu mai avem zare. Băi, și când mă gândesc că Dan Divorț a ratat așa mâncare bună, dar băinea asta nu merge fără zare. Bine, mă duc la piață, iau sare și mai iau și niște frunze să fac și felul 2, da? Mamă, mai faci, du-te, du-te, du-te. Hai că fugi, pa, pa. Portofelul, ce amețită sunt! Unde e? Ai, uite! Mă! Iubito, ai mâncat tot? Da? Bun, bun, bun! Super, atunci hai să-ți mai pun o porție! Nu mai gâmă! Ajunge? Da, e de jur! Hai, papa, hai să te văd cum mănânci! Nu mai bine de duș, du! Să mai gumberi ceva, că parcă mi s-a făcut poftă pentru felul 2, haide! Da? Da? Ți-e poftă? Acum vin! Acum am, dar du-te, te rog. Răcele, dracu de păsări cu căinaciu vostru! Ești proști, bă! Iar a gătit proasta aia de la 4. Băi, nu mai poșurăci în blocul ăsta! Hai, curaj! Hai, mă, fiți bărbați! Cine e autorul dezastrului, a? Tu, Poponețule? E, mă. Cum eu? Uite-te ce legabil la față de frică să spună. Ce să... Zi, mă! Eu-s vinovat. Am vrut să-ți fac o surpriză, să-ți fac mâncărică și aproape a luat fost cârba asta de tigaie. M-am șpariat, m-am și opărit la mână și atunci am venit de grabă cu așternuturile, cu plafuna, cu tot, ca să acoapăr, să nu ia foc casa. După aia așternuturile, cu plafuna, cu perin, cu tot, le-am băgat la mașina de șpălat, ca să-ți mai fac o surpriză, să găsești totul curat. Dar mașina de șpălat a zis că e gata, nu mai poate. Și atunci m-am dus la ea, am făcut respirație, bușon la bușon, a gâdilat-o, a vorbit frumos, i-am zis 3-4 poezii, dar n-am mai putut. Între timp am chemat și depanatorul și ăla i-a semnat certificatul de dices. E moară, e gata, iartă-mă, mă mică. Și am mai dat dracu, știi, găile astea. Hai, mă, iubire, calmează-te. O să cumpărăm tigăi nou-nouțe și o mașină de spălat la ofertă în rate. Mă ocup eu. Da, 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 da. Bă, Poponețule, asta nu-i și-o fica mea, bă. Haideți, domnule administrator, serios? Să trăiți, domnul, și da bani? Nu, dânsu e domnul administrator. Iubire, de zi-mi bine că zolbogă e ochii în găp. Deci, domnule administrator, nu mai e nevoie să plătim pentru deratizare? Păi și atunci cum scăpăm de ciobolani? Nu mai e cazul, domniță. Nu știu ce bolă a dat în ei, dar dacă vă uitați pe geamă și vedeți pe toți morți, suferea asta dumneavoastră. Eu fi otrăvit cineva. Așa că nu vă mai iau bani. Asta e bine că... Aoleu, săraci de ei, aproape că mi-e milă. Îmi pare că au murit în chinuri groaznice. Ce ar fi mâncat? Cine știe? Suzana, mi-ai furat banana. Eu des bun lui mama. Nu mă mai joc, nu. Ce-ai făcut? Am lăsat să ajungă, nu. Păi cum să meargă, mă, mașina când era nenic cu baie? Ce vorbești, bă, nenică?